Aceasta era mâncarea mea preferată în copilărie, pilaf de orez cu carne de pui. Hai să îți arăt cât de ușor se prepară. Eu am adaptat rețeta după gustul meu. Într-un bol am pus 4 ciocanele de pui, am adăugat ghimbir, puțin sos de soia, sos oyster. Amestecăm totul bine și lăsăm carnea deoparte 30 de minute. După ce toate ingredientele au intrat în carne, într-o tigaie am pus ulei, am adăugat ciocanelele de pui. O să le prăjim câteva minute pe fiecare parte, după care le vom scoate într-un bol. Apoi în același ulei am adăugat o ceapă, 2 ardei, am călit totul foarte bine câteva minute, am pus și 150 de grame de orez, adăugăm sare și piper după gust, vom pune și 2 morcovi de aspe răzătoare, 2-3 roșii, acoperim orezul cu apă, după care adăugăm carnea. O să punem tigaia în cuptor la 180 de grade timp de 30 de minute. Trebuie să verificați. Acesta este rezultatul final. Dacă și ție ți-a plăcut rețeta, te invit să o distribui cu prietenii tăi. Aș vrea să știu care era mâncarea ta preferată în copilărie, în poză sau în comentariu. Îți mulțumesc frumos pentru vizionare!